Foarte mult și am venit să vă aducem câteva daruri foarte frumoase pentru dumneavoastră, îndeosebit, cu drag, de acolo, din departare. Și cred că știți de la cine am venit. Da, îmi dau seama. De la cine? De la finii noștri dragi. Foarte corect, este de la finii dumneavoastră, care vă iubește foarte mult. Și uitați-vă astăzi am venit cu aceste daruri. Vă rog frumos acest buchet de flori. Este pentru dumneavoastră. Aici aveți o tortă, flori și tortă. Din partea noastră, partea companiei, surpriză la ușa ta, aveți o sticluță de spumantă de-al soțului. Mersi. Dar pentru dumneavoastră mai este o surpriză. Da. Aici aveți un buchet mai deosebit. Este pentru dumneavoastră, vă rog mult. Și încă un mesaj. Le iubesc foarte mult. Și le pare că nu de rău. Că în aceste momente frumoase, nu sunt cu dumneavoastră, dar să știți că sunteți importantă și, într-adevăr, sunteți ca mamă, ca prietenă, ca tot ce este mai frumos, pentru că le ajutați, le îndrumați cu un gând frumos și bun. Și este momentul când o să-l lăsați ceva frumos aici în cameră. Mulțumesc frumos, scumpii mei, pentru acest cadou frumos. Eu vă doresc sănătate, să aveți copii frumoși, sănătoși, să aveți o viață fericită, să vă iubiți, să vă stimați cum ne stimăm noi și ne înțelegem și ne iubim. Și vreau ca tot binele din lume să vă doresc vouă. Să dă-i Domnul ca să ne împăcăm permanent așa cum ne împăcăm și să ne întâlnim și să ne susținem și la bine și la greu. Mulțumesc frumos din suflet! Sper că aceste lacrimi de bucurie, de fericire, da? Da! Pentru că vă poartă... M-am emoționat! Pentru că vă poartă cinstea. Într-adevăr, vă poartă cinstea. Noi vă dorim sănătate. Vă dorim, într-adevăr, ca cuvintele dumneavoastră să se adeverească și ca permanent să fiți așa o familie frumoasă și unită. O revedere cât mai curând, toate visurile să devină realitate. Tot ce este mai frumos să fie pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos din suflet și dumneavoastră faceți așa surpriză frumoasă. Am făcut-o cu drag, să știți. Mulțumesc frumos.